Bună ziua la Avangarda cu Ionuț Vulpescu. O bucurie astăzi la acest podcast. L-am invitat pe marele actor Dorel Vișan. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația. Și eu mulțumesc că m-ați chemat, înseamnă că mă prețuiți. Cred că de multă vreme va fi ușor să facem acest podcast, Da. Adică va fi natural. E o prelungire a discuțiilor noastre de multă vreme. Da. Aveți barba asta pentru ce rol vă pregătiți? Dom'le, nici eu nu știu exact. Normal mă pregătesc pentru un film care îl face maestru Dan Pița despre Brâncoveanu. Dar încă nu suntem clarificați cu personajele. Mai este acolo un personaj, Stolnicu Cantacuzino, care e de fapt Iuda, trădătorul. Mai eu tot am făcut din ăștia care au trădat. Mai facem și din cei care... Cum se trădează în România? E așa, posibil așa ceva la noi? Se trădează. De exemplu, eu vin acum de la Slobozia, unde am făcut spectacolul Eminescu, om geniu și poet divin, împreună cu maestru Doga de la Chișinău. Și a avut a fost formidabil reacția publicului. Aproape că aveam impresia că nu mai e nimeni în sală. Așa se asculta. De fapt, așa s-a întâmplat și la Chișinău și la Iași, de câte ori am făcut. Așa, și mă gândeam așa, acum, venind spre dumneavoastră aici, că zilele astea despre Eminescu, care ne-a fixat în istorie ca ființă supremă, nu s-a vorbit aproape nimic. 133 de ani ieri de la stingere. Dar despre Elena Udrea au vorbit toate televiziunile. Nici la 110 ani de la moartea lui Caragiale. Da. 9 iunie. Da. Nu s-a... Dar nu e bine. Nu mai avem memorie culturală aici. Nu mai avem, dar... Asta înseamnă că nu mai avem identitate. Da, Eminescu însuși spunea că un neam care își pierde identitatea, adică un neam care își uită trecutul își pierde identitatea. Și se pare că suntem pe calea asta de a ne pierde. Nu ne mai considerăm istoria, nu ne mai considerăm valorile, nu ne mai... De altfel... Eu cred că în lume s-a deteriorat exercițiul marilor virtuți. Marile virtuți ale omului și ale binelui și ale adevărului s-au făcut niște palide, preocupări care nu mai au nicio valoare. S-au golit de valoare. De sens. Credeți că spiritul românesc e mai degrabă sub semnul lui Caragiale sau sub semnul lui Eminescu? Este sub semnul lui Eminescu, dar Caragiale a fost cel care a întuit formidabil sufletul românesc și manifestarea românului, care de cursul istoriei a demonstrat că e destul de ipocrit. Și astăzi o demonstrează și mai mult. Și odată cu exercițiul ăsta al marilor valori, al marilor virtuți, s-a perimat și exercițiul datinilor și a predării experienței neamului la generațiile care vin. Nu se mai face această predare. Și eu cred că și sunt convins de faptul ăsta că datinele și tradițiile sunt extraordinar de importante pentru un neam. Pentru că instinctele oamenilor care s-au mai tocit așa,
îi arăta omului ce să facă. Iar datinile, tradiția, îi spunea cum să facă. Care credeți că sunt marile virtuți ale acestui popor și care sunt marile lui defecte? Acest popor, cum zicea odată un președinte, este un popor minunat. Este un popor care în momentele când spiritul patriotic și spiritul național înflorește, are niște acțiuni extraordinare. Așa cum au fost războaiele de independență sau Mărășeștiu sau Revoluția de la 1848, Revoluția în 1989. Din 48, da. Din 89 mai am rezerve. Acolo a fost mai complicat cu Revoluția din 89. Dar este un popor care foarte repede intră în trândăvie. Iar lumea asta modernă, care l-a alimentat cu tot felul de posibilități de a-i ușura munca, l-a trândăvit și mai tare. Lucru online, școala online, este o formă de trândăvie. Teatru online. Și teatru, de teatru nu mai vorbesc. Teatru nici nu se poate face online. Se poate transmite, mă rog, la o centru din ăsta cultural, la o televiziune, dar teatru nu. Teatru este o formă de cultură nemijlocită. Contactul direct. Contactul direct cu actorul. Îi vezi respirația, îi vezi fața, îi vezi mișcarea, îi simți gândul. V-ați văzut, vă vedeți, v-ați văzut făcând altceva în afara vocației de actor? Da, puteam face multe lucruri. Ce credeți că ar fi putut face? Eu, de fapt, am vrut să mă fac doctor. Mi-ar fi plăcut foarte mult chirurgia. Am și eu o manualitate așa deosebită și mi-ar fi plăcut. Mi-ar plăcut orice preocupare din asta care se apropie pe oameni. Așa am fost crescut. Când eram eu copil, satul era un sistem cu autoreglare. Deci se autoregla. V-ați născut la țară, într-un sat din județul Cluj. Într-un sătuc, aproape, că ungurește îi zice morohazo, care înseamnă un pumn de case, sau casa lui moroc. Era și varianta asta. Era un moroc care probabil a făcut prima casă acolo. Da, deși la noi nu au fost numai români, n-au fost unguri. M-am născut acolo și nu-mi pare rău, pentru că acolo m-am format. Și m-am format, cum ziceam eu, într-o atmosferă în care Dumnezeu făcea parte din familie. Deci relația asta cu Dumnezeu este o relație fundamentală pentru om. Sigur, am înțeles-o mai târziu. La început așa s-a dus de la sine, dar mai târziu am înțeles că relația cu Dumnezeu, credința respectivă, este obligatorie. Ați început un ATC în 1965. Nu, atunci l-am terminat. L-ați terminat în 65, deci l-ați început în 61. În 61. Era o perioadă după ce ați terminat, de relativă liberalizare, să zicem, în domeniul cultural. Da. Ați resimțit asta? Ați putut juca fără să aveți presiunea aia istoriei, fără să simțiți cenzura, presiunea politică? Cum era acea epocă? Eu cred că a fost cea mai frumoasă
perioadă a României. Nu știu cum a fost înainte de război sau între cele două războaie. Că a mai fost și atunci o perioadă de propășire, ca să zic așa. Dar perioada aia a fost o perioadă extraordinară, pentru că comuniștii, în afară de prosteile și ororile pe care le-au făcut și erorile pe care le-au făcut, la un moment dat au avut o deschidere, cel puțin de la venirea lor. Pentru o scurtă perioadă, totuși, după 71 s-au închis iar... S-au închis, da. Pentru că... După tezele din iulie din 71. Am impresia că l-a influențat foarte mult pe Ceaușescu Asia... Vizita aia celebră. Manifestările la care erau în China, în Corea... Cultul personalității. Cultul personalității, dar uite, de exemplu, Țuțea, care a fost anticomunist, era... pățiși împotriva comunismului, are despre această perioadă un cuvânt extraordinar. El îl compară pe Ceaușescu pentru scurtimea timpului în care a făcut niște lucruri foarte importante, îl compară cu Ramses al II-lea. Bun, aici erau și exagerările și formulele pe care le căuta. Și astăzi sunt exagerări. Din păcate, nu ne putem. După ce ați terminat, v-ați angajat la teatru din Cluj. Din Cluj. Mai târziu aveați să-l și conduceți. După Revoluție, ați și fost directorul Teatrului Național din Cluj. Cunoașteți bine atât lumea de înainte de 89, cât și cea de după 90. Da. Care ar fi, așa pe scurt, apropierile și diferențele în ce înseamnă relația statului cu domeniul cultural? Atunci statul era preocupat de cultură și folosea teatrul și cinematografia ca forme de propagandă. Dar nu era o propagandă din asta parșivă și nenorocită. Sigur că ideologia comunistă peste tot trebuia să se evidențieze, dar era o libertate de creație extraordinară. Noi, cel puțin acolo la Cluj, și multe teatre n-au simțit necazurile cenzurii. Noi am și avut niște cenzori care erau absolvenți de școala de învățători și pe urmă făcuseră universitatea și eu, care era și eu absolvent de școala de învățători, am intrat în relație cu ei, deși ei erau mult mai mari decât mine, care spuneau așa, când vedeau spectacole, când se făceau vizionările, spuneau, mă, tovarăș, vine primul secretar la premieră, scoateți chestia aia de acolo. Băgați-o pe urmă înapoi luni. Și ca să nu o vadă. Ca să nu o vadă. Deși am avut prim secretari acolo la Cluj, în general cu deschidere. În general cu deschidere. Așa. Dar perioada a fost extraordinară. Adică se făcea teatru realist. Și pentru un neam care își caută o cale națională și o cale culturală și așa, teatrul realist, după credința mea, este singura formă care îl ajută. Deci omul să vadă povestea curată. Deci sunteți pentru o viziune, așa zic, în clasică, în ce înseamnă teatru și montările. Dacă noi știm ce înseamnă clasic, nu știu dacă știm exact ce înseamnă clasic și ce înseamnă modern. Modern înseamnă să fii înțeles, sau și clasic și modern, să fii înțeles de oamenii vremii tale. Asta era. Omul venea la teatru și spectacolele atunci aveau, transmiteau un mesaj. Adică mesajul era obligatoriu și în general era un mesaj de bine. Un mesaj de adevăr, de frumusețe, asta era. Erau regizuri mari.
Multă vreme acolo a lucrat Vlad Mugur, a lucrat un regizor maghiar, Gyur Horog, foarte bun regizor, care a fost și a venit din actor, foarte bun. Și au mai fost regizori mari acolo la Cluj. Pe urmă veneau toată generația asta, lui Dan Pița, Veroiu, Alexandru Tatos, toți au montat. Alexa Visarion a montat foarte mult la Cluj. Deci a fost o perioadă de deschidere, după părerea mea, și pe care eu o regret. Și faptul pe care îl trăiesc astăzi și lumea pe care o trăiesc astăzi dă o stare așa de dezamăgire, de supărare. De ce credeți că marii noștri actori sunt cei mai iubiți de către public în comparație cu scriitorii, cu muzicienii, cu artiștii plastici? Actorii sunt cei mai iubiți de public. Pentru că ei devin modele. Ei devin modele, devin eroii pe care îi visează omul. Adică cum ar vrea el să fie, poate să vadă întruchipat în actor. Și atunci, din cauza asta se face această relație sufletească, de la inimă la inimă. Din cauza asta, actorii, pe vremea și mai înaintea lor, își controlau viața din afara teatrului. Era o viață delicioasă. Adică nu puteai seara să joci Lăpușneanu și a doua zi să te vadă lumea băut pe stradă. Să-l vadă pe Lăpușneanu dimineață cum deschide. Da, da, căzut acolo lângă bufet. Nu, nu, nu. Era o austeritate. Era o austeritate. Pe vremuri, în vechiul regulament al teatrului, chiar și relația dintre, dacă, de exemplu, un actor o supăra pe o actriță în timpul repetiției, plătea o amendă de un leu. Simbolic. Da, simbolic, dar era o atenționare spre comportament moral. Deci aici este problema. Spectacolele din vremea aceea, și spectacolele de teatru și filmele, erau trecute într-un fel printr-un filtru moral. Chiar dacă filtrul ăla era uneori cu o pânză mai rară, dar era un filtru. Dar nu criteriul estetic trebuie să predomine cel moral aici, în artă? Normal, adică arta trebuie să fie morală. Normal. Sigur, criteriul estetic, însă teatrul este o școală. Este o școală, așa, una din cele mai frumoase definiții al teatrului care am auzit eu, se teatru pune în fața oamenilor pâinea și sarea cunoașterii. Ca să pui în fața oamenilor pâinea și sarea cunoașterii, nu se poate face fără moralitate. Pentru că omul simte imediat, în decursul anilor mei de experiență, pentru că nu consider o meserie, meseria, preocuparea de actor, ci o exersare a unei vocații. Deci, în credința mea, actorul este un fel de propovăduitor laic și teatrul este un altar. Ei, în vremea noastră de astăzi, actorul a fost transformat într-un fel de instrument de divertisment. Plus că actorii tineri sunt folosiți foarte mult în reclame. Eu urăz reclamele, eu personal. Fac parte din lume. De orice fel, de orice fel. Mi se pare o forțare de mână, așa. Așa, și un lucru care nu este moral.
dacă un obiect sau un produs trebuie să-i faci reclamă, înseamnă că produsul acela nu este de calitate, pentru că el își face reclamă singur. Așa. Spuneam că actorul e transformat într-un fel de instrument de divertisment, iar reclamele îl strică, pentru că el accentuează cuvinte care nu sunt logice. E o problemă de acolo, de comerț. Trebuie scot în evidență numele săpunului, nu calitatea săpunului. Și multe lucruri. Plus că și școala de teatru s-a mai înmuiat, nu mai sunt profesori mari. Care erau mari profesori ai noastre în anii 60-65? Da, era Ion Finteșteanu, era Maestru Antoniu, era Belican, era Finții, era profesori mari. Care profesorul de care vă simțiți așa peste timp cel mai apropiat, care v-a învățat cel mai mult meseria asta, vocația de actor? Am învățat foarte mult de la Adem Rădulescu, Bibanu, că mi-a fost asistent, pe urmă a devenit profesor, mare actor și un talent covârșitor. Și am învățat foarte mult de la maestru Birlic. Eu l-am cunoscut pe maestru Birlic, eram actor tânăr, venea la Cluj și juca în Omul care aduce ploaie sau în Omul cu mârțoaga. Și el nu bea alcool. Și mergeam în deplasări în tot Ardealul. Eu jucam un rol mic. Intrasem că un actor s-a îmbolnăvit și l-am înlocuit eu. Deci n-aveam treabă multă acolo. Și înainte de spectacol sau după spectacol, toată lumea, după spectacol, toată lumea mergea la un restaurant să mănânce, să bea un par de vin, de bere. Așa, maestru Birlic mergea la cofetărie. Și eu m-am dus cu el pentru că îl pur și simplu îl iubeam, adică a fost o mare personalitate. Actor uriaș. Mi-a povestit foarte multe lucruri. Foarte. Ar trebui să le scriu, că sunt inedite unele. Spuneți-ne acum un episod inedit. Păi vă spun una, de exemplu, care am mai spus-o. Când a fost angajat la Tănase, Tănase plătea actorii de două ori pe an. Jumate bani ți-i dădea când te angaja, jumate ți-i dădea la sfârșitul anului. Și el avea nebunia sa a jocurilor de noroc, maestru Birlic. Și a dat banii pe prima parte a anului, maestru Tănase. Deci m-am urcat în tren și am plecat la Sinaia, la ruletă. I-am pierdut toți, 1.000.000 de lei. Era o sumă enormă. Nevasta mă aștepta acasă cu banii. Am venit, m-am dus la maestru Tănase, meștere, sunt nenorocit. I-am povestit, uite. M-am nenorocit, am fost, i-am jucat banii să mi-i dai și pe ceilalți. Bă, băiete, nu pot să ți-i dau, mă, păi eu am și eu plăți de făcut și tu încă n-ai făcut nimic la mine. N-ai făcut nimic și eu îți dau banii pe tot anul. Am plâns acolo la el, m-am îngenunchiat și le-am înmuiat sufletul și mi-a dat banii. Și zice, măi, fii atent, ți-i dau. Fac o excepție, dar direct acasă cu ei, la doamna, că doamna ținea evidența. Și zic, domnule, iau bani, contabilitate. Mă urc în tren și mă duc la Sinaia și cu ăștia. Și am câștigat 2.000.000. 2.000.000 am câștigat. Am luat bănuții, am venit acasă, i-am dat unei nevastă mea numai partea care trebuia, așa, să o dau, știi? Da, asta era o poveste, mi-a povestit. Deci Birlic avea pasiunea asta. Cursele de cai și jocurile de noroc era nebunia lui. Dorel Vișan are așa vreo pasiune, vreun viciu, vreun ceva care l-a încurcat în carieră? Avem și noi multe. Eu am pasiunea asta a naturii. Asta mi s-a imprimat în copilărie. A grijei față de animale, față de plante. De exemplu, am o stupină, lucru cu albinele, este o școală extraordinară. Din păcate nu pot să-mi fac acolo a
așa o gospodărie, să zic, să ai câteva găini, să ai, pentru că nu stau tot timpul acolo și e complicat. De fiecare, aproape de fiecare dată când vorbim și când sunteți în Cluj, sunteți în livadă, deci sunt, da, e da, lângă mediul Cluj, noastră... la 18 km, o casă într-un sat, dar am acolo toate... Cum de la livada de Vișin la livada, da, lui Dorel Vișan. De la livada lui Vișan. Da, acestea sunt preocupările așa. Și acum, în ultima perioadă, cam în ultimii 30 de ani, am citit foarte mult și m-am preocupat foarte mult sistemele astea de tratamente după natură. Adică Dumnezeu a lăsat pentru om toate medicamentele în natură. Sau dar că omul... toate ajutoarele ca să-i dreagă slăbiciunile lui. Troscotul e pe toate păraile. Podbalul. Și multe, multe plante din astea binefăcătoare. Dar omul nu le folosește. Vă simțiți bine acolo la țară? La... Da. S-a inventat pilula și e mai ușor să iei pilula decât să aduni o coada șoricelului, să o usuci, să o macini, să o folosești. Sau alt. Și m-au preocupat foarte mult sistemele acestea de autovindecare, de automasare, care se practică în general în țările budiste. În China, în Japonia, în Thailanda. Ați și călătorit foarte mult. Am călătorit foarte mult. Din Noua Zeelandă până în Canada am văzut toată lumea. A existat în viața lui Dorel Vișan un moment limită, un moment de cotitură? Care e momentul, existat, cea mai mare încercare din viața lui Dorel Vișan? A existat stingerea soției mele, care a plecat foarte tânără, la 49 de ani, și care m-a marcat și nu m-am mai refăcut viața decât așa, într-o formă, cum se procedează astăzi, să stai cu cineva. Deci moartea soției. Asta a fost un moment, adică cel mai dramatic. Și sigur că toate momentele m-au influențat. Dar cea mai mare dezamăgire care... Asta este un moment de tristețe, de dramatic. Cea mai mare dezamăgire care... Cea mai mare dezamăgire este căderea națiunii mele din punct de vedere cultural, educațional și patriotic. Asta e cea mai mare dezamăgire, care nu este numai a românilor, este a lumii la această oră. Și eu cred că vine de la faptul că lumea s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și deși filozoful german Nietzsche a fost foarte criticat și spunea că este ateu, dar el a spus că locul fără Dumnezeu este un loc absurd. Și a intrat lumea într-o zonă a absurdului. Și credeți că Dumnezeu nu mai e prezent în viața omului? Nu, el a spus că Dumnezeu a murit. A fost și criticat foarte tare. Filozoful rus Berdeaev l-a desfințat pur și simplu. Dar eu am citit mult din Nietzsche și nu sunt de acord cu unele ale lui, dar le explic altfel. Adică Nietzsche a fost un filozof foarte inteligent, foarte, cum să spun, a avut o minte strălucitoare, genială. Și nu cred că el a fost ateu. El, de fapt, nu îl neagă pe Dumnezeu. El îl ceartă pe Dumnezeu că a fugit din propria lui creație. Aici, asta e deismul, care Dumnezeu aici, a creat lumea și a lăsat-o, da, și a abandonat-o. De izbeliște, așa. Așa deiștii care au... Și, de exemplu, am găsit nu de mult o expresie a lui
care este considerată ca un fel de blam la credința creștină. În lume a existat un singur creștin și acela a fost răstignit. E superbă treaba. Lumea a zis, domnule, ai văzut? L-a desfințat. A desfințat creștinismul. Dar eu cred că cuvintele astea trebuie puțin rumegate și trebuie altfel gândite. Și se vede foarte clar că Iisus, care a venit să ia necazul oamenilor asupra Lui și să-i mântuiască, eliberându-i de tragismul vieții, nu a fost urmat de omenire. Și nu este urmat nici astăzi. Chiar și religia, după părerea mea, a făcut o greșeală, că a făcut din Iisus un idol. L-a așezat de-a dreapta Tatălui în cer. Ori Iisus nu este un idol, Iisus este un ideal. Și El trebuie să rămână pe pământ. Ca om, unul din cele patru congrese spirituale după Nicea a creat dogma că Iisus are două naturi, natură umană firea umanească și firea divină. La sinoadele ecumeni. Bun, astea sunt niște... Da. intrăm în altceva. Vreau să ne întoarcem la teatru, că vorbeam mai devreme. Ați făcut zeci de roluri, sute poate în teatru, dar la un moment dat ați renunțat și ați mers și ați făcut mai mult film. Mai mult de film. De ce ați renunțat la teatru și v-ați dus spre film? Filmul, deși eu cred că actorul se formează în teatru, filmul e mai apropiat de ritmul meu de viață. Deci ritmul meu de viață este mai rapid. Și filmul este o, cum să spun, o expresie culturală unde funcționează foarte mult spontaneitatea și funcționează foarte mult faptul să fii pregătit la ordin. În teatru se repetă 2 luni, 3 luni, nu-ți iese un lucru, îl reiei. În film nu. Pot să mai reiei o dublă, două, dar mai ales atunci nu se putea relua prea mult de o dublă, că se făcea pe peliculă și era foarte scumpă. Acum se poate. Sunt alte tehnici. Ca la podcast, așa. Ca da, la... da. Dar filmul este mai, după părerea mea, pentru actor, un exercițiu mai viu. Că în momentul când s-a aprins becul roșu, mulți actori uită textul. Sau nu mai știu ce trebuie să facă. Ei, eu când s-a aprindea becul, eu atunci eram mai prezent. Adică am avut această ușurință de a fi spontan, de a lucra la comandă. Ați lucrat cu niște regizori extraordinari. Am lucrat și cu regizori mari. Ați făcut roluri memorabile, mi-amintesc. Da. E nedrept să amintim doar câteva, dar totuși unele sunt memorabile. De la filmul de la Moromeții, în regia lui Stăre Gulea, da, cu Tudor Bălos, un rol formidabil. Nu mai vorbim de filmul lui Danieluc din 1987, Iacob. Care este extraordinar și după Revoluție a făcut foarte multe roluri. Unul din filmele mele favorite, pot să spun aici că e podcastul meu și nu mă oprește nimeni, nici mă gândesc cenzura interioară. Tot în regia lui Danieluc, Senatorul Melcilor. Da. Senatorul Vârtosu este unul din cele mai pregnante personaje din filmul românesc de după Revoluție. Da. Care e rolul la care ține Dorel Vișan cel mai mult? E sentimental. Ceva care are o istorie, o poveste. Acum știi cum se zice, că cum zice părintele, zice, am 5 copii, pe toți îi iubesc la fel. Dar nu e chiar așa. Și actorul tot așa. Am 2 roluri fundamentale la care țin fără. Iacob odată. Când s-a prezentat filmul și am scris în caietul de sală, că și noi ne scriam părerea așa, așa s-a numit articolul meu, Eu sunt Iacob. Adică am considerat că Iacob
este exponentul românului care moare încet, fiind tot timpul revoluționar, dar nu își îndeplinește datoriile revoluției. Iar al doilea ar fi filmul despre Ion Creangă, Un bulgăre de humă, unde am avut și mari greutăți când am început. Regia cui a fost? A lui Nicolae Mărgineanu. Al Mărgineanu. Ați mai jucat în filmul de-alea lui. Da. Deci aceste două roluri vă sunt apropiate. Da, sunt mai apropiate pentru că mă reprezintă ca și fundație existențială, să zic așa, sau ca și credință. Iacob a avut niște cronici extraordinare, a avut și un succes extern important, da. Și în The New York Times se scria în acel moment, Dorel Vișan joacă extraordinar, da. Are un rol extraordinar, mai cu seamă spre finalul filmului, în cele 20 de minute singur. Când rămâne singur, fără cuvinte. Da. Vă amintiți? Da, am articolul. Cât de importantă e tăcerea? În general, actorii sunt cunoscuți pentru replicele lor. Cât de important e tăcerea lui Iacob de la finalul acelui film? În film și în teatru, uneori e mai importantă tăcerea decât cuvântul. Pentru că în momentul când spui cuvântul, spectatorul primește îi se ridică la plasă. În momentul când taci, atunci cuvântul trebuie să-l spună el în gând. Și poate să spună alt cuvânt. Fiecare poate să spună alt cuvânt. Deci gândul și starea actorului sunt foarte importante și îl fac pe spectator să gândească și el. De multe ori cuvântul îl satură pe spectator, îi ajunge. Dar pauza și tăcerea niciodată. Pentru că aproape niciodată nu se potrivește tăcerea actorului cu tăcerea spectatorului sau cu ascultarea tăcerii. Pentru că aia depinde de fiecare spectator. Fiecare tace altfel. După pregătirea lui spirituală, după pregătirea lui, ca experiență de viață sau ca acumulare scolastică, fiecare răspunde altfel. Cele mai bune cronici la filmele dumneavoastră le-au făcut criticii de specialitate sau spectatorii când vă opreau pe stradă și vă recunoșteau? Și unii și alții. Criticii făceau o anumită școală. Critic atunci era o școală. Noi abia așteptam să apară cronica, să vedem ce se spune. Nu prea mai sunt acum cronica. Eu ăștia povestesc. Mai sunt câțiva. Povestesc filmul. Dar asta sigur e și că teatru. Cea mai mare plăcere a actorului este reacția bună care vine din partea spectatorului sau confundarea cu spectatorul, cu personajul. Au fost actori care jucau în filme pentru copii personaje rele și copiii aruncau cu pietre după ei pe stradă. Așa așa te formează. Ce vorbeam puțin mai devreme apropo de relația spectator-actor. Am avut, de exemplu, odată, mi-amintesc, la Chișinău, am făcut premiera filmului Un bulgăre de humă cu Ion Creangă și acolo, la Chișinău, Eminescu și Creangă sunt receptați altfel decât la noi. Sunt mult mai profunzi, mult mai legați de Eminescu și de Creangă. Și după film eram cu Grigore Vieru și cu Dabija și mai era, cred că directorul Teatrului Național, eram în holul teatrului din Chișinău și a venit o doamnă așa de vreo 55 de ani. Am văzut că s-a apropiat așa cu teamă de noi și
Și când a venit lângă mine, mi-a prins mâna, mi-a sărutat-o și a zis, bătie Ioane! Și a plecat, a fugit. Asta e scenă de film în sine. A început să plângă, da. No. Bătie Ioane, știi? Atât de mult a marcat-o imaginea pe care așa eu... Așa îl vedea pe Crang. Așa îl vedea pe Crang. Și acum îl juca... De altfel, și astăzi, chiar discutam zilele trecute cu cineva de la Iași, că am fost odată, am prezentat filmul într-o sală unde erau foarte mulți copii, aproape numai copii, erau și profesori. Și eu m-am zervălit, cum zice Ardeleanu, am spus, măi, nu mă chemați, că o să văd copiii aia fugind pe acolo, prin sală. Și când a început filmul, într-adevăr, a fost puțină hărmălaie. După 10 minute, domnule, cu gura căscată, cum zice românul, se uitau la ecran copiii. Deci a fost extraordinar. Deci Creangă, cred eu că este unul din Creangă și Iacobsen posibile personaje care îi dau viață. Din ce ați jucat după Revoluție, că sunt 20 după de filme. După Revoluție am făcut Senatorul. Mai extraordinar. 95. În 95 și am făcut Cel mai iubit dintre pământenii. În Cerba 93. Marina. În 93. Și pe urmă mai târziu am făcut Ticăloșii, care de asemenea este un film foarte apreciat și căutat de spectatori și am mai făcut un film care vorbea cu regizorul Șerban Marinescu, care se coace pe măsură ce trece vremea. Am făcut un film care se numea Magnatul. Era viața unui patron de ziare. Cred că după cărțile lui Dinu Săraru. Nu. Era un scenariu, cred că era scris de Ficeac, am impresia. Al Bogdan Ficeac. Da. Viața unui magnat din ăsta... Tranziția românească. Da, și care are... Care are o boală incurabilă. Și atunci, el ca să-și construiască acest imperiu, și-a distrus viața și relațiile familiale. Și acum, fiind într-o formă terminală, încearcă să se împace cu toți. Merge pe la fratele lui, pe la soră sau pe la fiică sau... Dar de ce lasă oamenii pe ultima sută de metri din viață momentul împăcării? În film și în viață? Din ignoranță. Din ignoranță. Și ignoranța nu este... Și dintr-un orgoliu, și dintr-o... cum să spun... Un egoism care te pândește toată viața și la un moment dat îți dai seama cum te-a distrus și ce inutilă este perioada ta egoică. Și omul, de altfel, numai când este încercat de o dramă, de o tragedie, atunci se trezește. De ce a dispărut solidaritatea din lumea culturală? Care a existat? A dispărut solidaritatea între oameni în general, nu numai în zona artistică. De exemplu, când se făcea un film, se constituia o familie. Eram ca într-o familie. Întotdeauna când se termina filmul, ne despărțeam cu foarte multă nostalgie și rămâneam ani de zile. Care prietenii dumneavoastră din lumea filmului și a teatrului? Păi am avut mulți. Am fost în relații foarte bune, prietenești, cu Mircea Albulescu. În ultimul timp cu Dinică. Am fost în relații foarte bune cu Ștefan Iordache. Mai sunt și acum cu Victor Ribenciuc. Care joacă la Bulandă un rol formidabil. Încă ne mai sunăm. Așa? Bineînțeles, cu colegii mei, cu Emil Hosu, cu Sileanu, cu... toți cu care am lucrat sau cu care am făcut școala.
împreună. Actorii, e o invidie profesională în lumea actorilor? Este, este o invidie, dar sunt actorii mari care nu au acest defect. Adică au generozitate. Altruism. Da, da, da. Dar am întâlnit mulți, chiar dintre prietenii mei, care și aproape toți actorii au un fel de, cum să spun, orice om are acest lucru. Adică dacă eu exist, de la firul de nisip până la galaxii, fiecare spune, dacă eu exist, dumneata n-ai loc. Sau dacă vrei să ai, du-te mai încolo. Ei, actorul are o ușoară exacerbare a acestui simț. El, fiind finite aceste personaje, care niciodată nu se definesc total, dar ele sunt finite, că se termină la un moment dat și nu mai poți lucra la el, decât în gând. Și atunci are acest egoism de a ieși în față. Este și un fel de manifestare a actorului. Școala rusească vorbea despre acest lucru. Și în special Stanislavski, care atunci era la modă și care, după părerea mea, este genial în starea de apropiere a actorului de personaj, adică drumul de apropiere a actorului de personaj. Formidabil. Mi-amintesc că avea un actor, juca un contabil și îl întreba pe Stanislavski: maestre, cum să spun eu aici când spun, și spunea o replică. Și zice, nu o spui nicicum. Zice, vino la repetiție, șterge scaunul, șterge masa, șterge becul, pune dosarele aliniate, ștergele de praf. Și peste o vreme iar se actorul, dar replica aia, maestre, cum? Mă, nu, vino, șterge scaunul, șterge becul, pune dosarele. Și după vreo două săptămâni zice, nu, acum știi cum să spui replica. Adică trebuie să, cum se zice popular, să intri în pielea personajului. Da. Există, după Revoluție, ați avut un prieten, să zicem, înainte, sau chiar și după aceea, în lumea artistică, actor sau în zona culturală, cu care să vă fi certat din motive politice sau personale și să regretați, să vă pară rău că v-ați despărțit de un prieten apropiat? Nu, am avut așa discuții, dar n-am mers până la... A fost cineva care era... La noi erau trei organizații revoluționare acolo la Cluj. Și unul de la secția Răniți mi-a cam purtat sâmbetele așa. Pentru că eu am spus odată o vorbă. Am spus, domnule, el a fost rănit în Revoluție, dar a fost rănit în spate. Cum zicea ăla, lângă părțile dorsale. Așa, și eu am spus odată că eroii se împușcă în piept. Pentru că ei sunt cu fața spre front. Mă rog, a fost o discuție și de acolo, dar n-am avut, și cu el m-am împăcat. N-am avut... Nu există pricini politice sau altor din să fi despărțit cu cineva. De, nu, n-am intrat, dar am simțit că dacă intri în politică, în vremea noastră te murdărești. A fost un moment când v-a deranjat că vi s-a pus o anumită etichetă, politic vorbind? Da.
Da, când am avut scandalul cu artiștii de la Teatrul din Cluj. Când erați directorul teatru. Și care a fost, din păcate, susținută de ministrul culturii de atunci. Și m-a deranjat, sigur. Când era asta? În 1990 și... Nu, în 2000. O, 99, mi spune. 99. 7 ani am fost... 7 ani ați condus. Dacă ați fi astăzi directorul Teatrului Național din Cluj, care ar fi 3 măsuri pe care Dorel Vișan le-ar propune pentru ca teatru să meargă și, în general, lumea culturală, lumea teatrală să meargă mai bine? 3 măsuri pe care le-ați lua astăzi. Domnule, prima măsură este să ai spectacole de calitate. Sau, să zic altfel, să ai spectacole care să intereseze publicul. Ca publicul să vină, să audă din gură în gură, măi, este un spectacol atât, du-te să-l vezi că e foarte bun. Asta trebuie prima măsură. A doua măsură trebuie ca spectacolele să fie de calitate, adică actorii să fie împliniți în personaje și în relațiile dintre ei. Al treilea este ca un spectacol să transmită un mesaj, ca omul să plece de la teatru cu un gând. Acum am văzut la foarte multe teatre, aproape la toate, când s-a terminat spectacolul, lumea se ridică în picioare și pleacă. În vremea aia, când se termina piesa și se trăgea cortina, se făcea o liniște în sală extraordinară, 3 secunde sau 5 secunde, nimeni nu vorbea și nimeni nu se ridica de pe scaun. Toată lumea era marcată de mesajul spectacolului. Era extraordinar. De aia era... Era o reflecție, era o meditație. Da, da. Gândul de după... Gândul de după gând. Da. Așa era. Acum am și o formă pleacă de și... respect, poate, mai mare. Era respect mai mare și pentru teatru și pentru actor și era respect mai mare pentru om. Așa cum a fost atunci vremea aia, dar a fost o vreme foarte frumoasă. Eu mi-amintesc că institutul era la Podul Izvor. La Bulandra, unde e Teatrul Bulandra. Da? Da. Era superb. Și mergeam, aveam căminul lângă piața 1 Mai. Și mergeam cu tramvaiul 3. Dom'le, dacă se urca o domnișoară în tramvai, toți băieții se ridicau în picioare. Și puțin teatral, așa, știi, domnișoară, vă rog să luați loc, știi? Nu mai vorbesc. Chiar dacă nu erau toți de la institutul. Nu, erau de la institut. Erau din afara institutului. Erau băieți care, așa. Sau nu mai vorbesc dacă se urca un om cu defect sau bolnav sau o femeie însărcinată. Nu. Era un respect. Dar ăsta se făcea începând din familie unde se pun rădăcinile și până la președinție. Deci era această relație omenească între oameni și frumoasă. E vreun rol pe care ați fi vrut să-l jucați și încă nu ați reușit? Un personaj la care v-ați gândit și unde credeți că ați fi avut de oferit ceva? Păi ar fi multe. Ar fi multe. Dar nu mă plâng, ca să zic așa. Ce am făcut, cred în destin. Cred în obligația omului de a-și trăi destinul. Adică de a-și duce crucea, cum se zice. Și niciodată n-am tăiat ca să fie mai ușor. N-am tăiat din ea. Este o poveste cu... că oamenii își duceau fiecare crucea și mergeau și unii povestind așa zicea, mă, dacă mai tăia un pic de aici de jos, ar fi mai ușoară. Și au tăiat. Și s-au mai mers o vreme și iar au zis, băi, să știi că ar mai putea tăia puțin de acolo de jos. Au mai tăiat. Și au ajuns într-un loc unde trebuia să treacă o prăpastie. Și trebuia să pună crucea peste prăpastie ca să treacă peste ea. Punte. Și ea care au tăiat, nu le-a ajuns. Ei, așa se întâmplă și în viață. De ce tai și de unde tai. Așa se întâmplă și în viață. Dacă tai de unde nu trebuie,
Dorel Vișan e mulțumit de destinul lui, ar fi putut face altceva, altfel, are ceva să se reproșeze din unele decizii. Întotdeauna, cum să spun, poți să te gândești că ai fi putut face, dar dacă este o întrebare așa că pun de obicei ziariștii, zice, dacă acum v-ați începe viața sau o carieră, cum? Aș face aceleași greșeli. Aceleași greșeli. Nu pot să încep din nou, că atunci ce am face? Am trăit 20 de ani și am zis, mă, nu e bine, gata, Doamne, o luăm de la capăt. O dublă, ca la O într-un dublă, scenariu mai face. nu. Destinul ăsta, eu cred în destin și cred în obligativitatea omului de a-și duce destinul. Și atunci el, în cadrul acestui drum al vieții lui, al acestui tronson, cum zic eu, pe pământ, el face acțiunile care vin din înzestrarea lui. E totuși vreo greșeală pe care n-ați mai vrea să o faceți? Ceva ce v-a costat? Da, de mă gândesc de multe ori că poate n-am fost destul de înțelegător cu anumiți oameni. Adică i-am judecat prea pripit. Sau și acum de multe ori, ocupându-mă și de probleme din astea, de rețete din astea, de sănătate și tot, multă lume mă sună sau unii chiar vin la mine și mă întreabă și întotdeauna sunt foarte darnic și foarte atent cu ei ca să îndreg că în viață nu întotdeauna am fost așa cu oamenii. Dar asta este, cum să spun, asta este problema noastră a fiecăruia. Din cauza asta, iubirea nu este adevărată decât iubirea cristică, iubirea de divinitate, iubirea de Dumnezeu. Celelalte iubiri, iubirea de mamă, iubirea tandră și iubirea de aproape, adică de iubirea senzuală între bărbat și femeie, sunt numai copii ale iubirii. Pentru că iubirea adevărată este unifințialitatea și indivizibilitatea a două vieți. Ori asta nu se poate face. Pentru că fiecare are destinul lui, fiecare are felul lui și dacă citești Evanghelia la Romani, epistola lui Sfântului Pavel către Romani, Epistola către români. acolo spune așa, tot omul este mincinos. Nu există om care să nu fie mincinos. Așa suntem făcuți. Dar aici a fost șmecheria. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să ne dregem, dacă vrem. Dar noi nu vrem. Trebuie să încercăm în orice caz. În orice caz. Spuneți-mi totuși din ceea ce v-ați dorit un rol la care vă gândiți, pe care ați vrea să vină un regizor mâine și să vă pună pe masă scenariul cu dumneavoastră acolo. De exemplu, este ăsta care sunt acum în discuții cu Dan Pița, ar fi Brâncoveanu. Brâncoveanu ar fi un rol interesant, dar avem păreri diferite. Ați mai lucrat cu Dan Pița? Am mai N-ar fi lucrat cu prima Dan oară? Pița două filme și am avut personaje interesante. Brâncoveanu este un scenariu care aparține lui Dan Pița, el regia și scenariul. Da, sunt doi. Mai este un băiat care a scris acolo. Ați făcut două filme cu Pița. Da, roluri mai mici, așa. Da. Eu cele mai multe filme și roluri importante le-am făcut cu Șerban Marinescu. Cu Daneliuc am făcut două cu Nicolae Mărgineanu. Și am mai făcut așa, Ruc și Flacără, Petrincenaru. Un rol foarte interesant acolo. V-ar fi plăcut să jucați cu regizori străini, să Am aveți jucat. mai mult, să aveți A, acces la nu. o piață mai A, largă da, decât. sigur. Am avut o experiență tristă.
un regizor american, cred că sau englez, a făcut un film de actualitate, mă rog. O comerțul ăsta cu arme. Și trebuia să joc primul ministru al Rusiei. Cred că a Uniunii Sovietice. Și am prezentat două variante de rol când el m-a întrebat. A spus că nimeni nu i-a prezentat. Și l-am cunoscut și pe actorul care juca celălalt, că ăsta era rol principal. Și am avut o discuție cu actorul și ziceam un contract foarte prost. Nu știu cât aveam, 25 de mii de dolari pe zi. 25 de mii de dolari pe zi. E foarte prost. 25 de mii de dolari pe zi la ei e pentru un figurant special sau pentru un actor de linia 7-a. Marlon Brando lua 1 milion. Așa. Și am ieșit pe urmă și partea americană o plăteau americanii, partea românească o plăteau românii. Și fata de la casting cu care am ieșit mi-a zis că la noi plata e mai modestă. Cât e plata? 300 de euro pe zi. O mică O diferență. mică diferență. Și atunci am spus, bă, fată, eu nu vreau 25 de mii pe zi, dar dați-mi 500 ca să am și eu o satisfacție. Și n-am vrut. Și am renunțat la rol. Ce experiență Deși neplăcută. se filma în 5 țări. Avea mulți bani filmul. Nu știu, l-a jucat exact. Sunteți Dar am un... jucat cu vărul lui Coppola, care a făcut două filme aici, dar n-au rulat niciunul în România. Două roluri foarte interesante la el, m-am și împrietenit cu el. Dar n-am văzut scenariul, însă lui au plăcut foarte mult de mine și eu m-am legat de el și am mai colaborat și n-am mai venit de o vreme, nu știu. Sunteți destul de prezent în spațiu public, dincolo de rolurile pe care le aveți, acordați interviuri, mergeți, susțineți conferințe, Da. recitaluri, avem și noi această ocazie acum la podcastul meu. E un alt rol al lui Dorel Vișan, pe lângă rolul acela de intelectual public, de om care se exprimă pe chestiuni De curente sau om al autorit, cetății, de om al cetății. așa trebuie să fie De artistul. ce simte nevoia asta? Pentru a lămuri niște lucruri, pentru a clarifica? Vă e teamă că nu se înțelege ceva din biografia dumneavoastră dacă nu vă exprimați noastră? Artistul și artistul de teatru și de film este un om care transmite mesaje. Este un om care, cum să spun, așa cum am spus, este un propovăduitor, este ca un dascăl. Și atunci el simte nevoia să transmită aceste mesaje, că asta e misia lui lăuntrică. Ei, și în momentul când nu mai joc la teatru, că nu-mi convine acest teatru care e aiurea, filme nu se mai fac, care se fac sunt de calitate îndoielnică, atunci lucrurile astea răbufnesc în altă parte. Și am făcut o fundație, de exemplu, care acum unde o să predau sistemul meu de sănătate, care îl fac în fiecare zi, deci un sistem de exerciții, de conducere a energiei și de relație cu Universul în care noi suntem profani și în care noi suntem ignoranți. Și ignoranța la ei este la asiatici, nu că nu știi, aia e neștiință. Ignoranța este că știi și aplici greșit. Ai fost învățat greșit, teorii greșite. Asta este și în cele 10 porunci ale lor, la ei se numesc altfel. Nu se numesc porunci, cum avem noi, să nu furi, să nu ucizi, că creștinismul a luat de acolo majoritatea. Decalogul. În cele 10
uite că scapă cuvântul, nu adevărul, rar fel de spun ei. Este și acest lucru. Sunt trei greșeli ale trupului, ale minții și ale cuvântului. Și una din astea este și asta, chiar ultima, cred că. Să nu aplici teorii greșite. Și asta o simte actor, nu toți, ai văzut, nu toți actorii. Dar uite, sunt câțiva, este Zamfirescu, este Puric, mai sunt câțiva, mai puțin, care se manifestă. Se manifestă în spațiu public, ca să zic așa. Chiar din dorința asta de a-și face treaba, ca să zic așa. De a-și face treaba, pentru că eu simt nevoia să fac ceea lucru pentru care m-am pregătit ca să-l fac pentru oameni. Când deci o considerați o prelungire a misiunii noastre? O răbuvnire în altă parte. Așa cum sensul vieții, dacă nu este bun, el răbuvnește în lucruri rele. Deci sensul vieții trebuie să fie un sens moral care să ducă spre totalitate, spre cumpănire. Aveți o replică favorită dintr-un film? E ceva ce a devenit așa... Aia din Magnatul, care am luat-o de fapt de la o călugăriță. Am ascultat odată o emisiune cu o călugăriță care era bolnavă de o boală terminală și care a spus un lucru și o replică mai lungă. Și eu am luat de acolo un fragment din replica ei, care îi spunea profesorului: nu-mi pare rău că mor, îmi pare rău că nu m-am priceput să trăiesc. Care este, asta ar fi o rugăminte pentru cei care ne urmăresc, să ne spuneți o poezie care vă este dumneavoastră aproape de suflet, dintr-un poet român. Am multe poezii. Una aproape. Așa care vă vine prima, pe la care vă gândiți. Una așa care a mai circulat într-o vreme și aș vrea să mai circule. E o poezie care se numește Mă caut. Și care este așa. Prietenii puțini pe care i-am avut s-au împuținat considerabil. Eu însumi mă caut tot mai rar. Cu toții ne căutăm tot mai rar. Nu mai știm unde mergem și de unde venim. Lilieci, orbecăind în noaptea polară fără de sfârșit, pești săltăreți printre pietrele râului ce de mult e secat. Am obosit, prieteni, și voi sunteți obosiți. Ne-au obosit orgiile pe care nu le-am făcut și femeile pe care nu le-am iubit. Ne-au obosit bătrânii pe care nu i-am ascultat și vremea pe care n-am folosit-o. Să nu ne mai mințim încă o dată. Cu toții suntem obosiți. Răcani ne trimiși pe câmpul de luptă, cerează-mă zidul ca zărmii, prea obosiți de greutatea armelor purtate fără rost. Avem nevoie de un lung repaus. În zori, când noaptea se va termina, să ne grăbim cu toții la culcare și să lăsăm salvării cu mamele noastre din nou în dureri, drum liber spre maternitate.
Mulțumesc și în final un gând, o urare, un îndemn pentru cei care urmăresc acest podcast Avangarda cu Ionuț Vulpescu. Îndemnul meu e să încerce să se cunoască pe ei înșiși. Și ca să te cunoști pe tine însuți, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Această relație între om și divinitate nu ține de religie, ci ține de existență. Noi suntem conștiința lui Dumnezeu, parte din conștiința lui Dumnezeu, și atunci trebuie tot timpul să fim în relație cu El. Deci Dumnezeu este un principiu care intră în om și îl revigorează. În momentul când îi se termină puterile lui, puterea lui Dumnezeu îl duce mai departe. Mulțumesc mult și vă doresc multă sănătate!